Vă salut, prieteni! Sunt Cristian Alexandrescu și am trăit să o aud și să o citesc și pe asta. Originea română a lui Vladimir Putin. Lucruri pe care nu le știi. O știre a revenit zilele acestea în atenția opiniei publice din România, fiind preluată de mai multe agenții. Vladimir Putin ar avea origini românești. Vladimir Putin are origini românești, se spune de la începutul știrii, sursa fiind un jurnalist de la Moscova, dar nu se menționează nici numele acestuia, nici publicația. Apoi se înseilează o poveste. Străbunicul lui Putin ar fi fost originar din Moldova, Moldova Mare, împreună cu Basarabia, și ar fi luptat alături de Dimitrie Cantemir, adică s-ar fi născut cel mai târziu prin 1690, ceea ce înseamnă un grad de rudenie mult mai îndepărtat decât cel menționat. Acest român s-ar fi numit Vladimir Putin și ar fi fost unul dintre cei 400 de soldați din garda personală a lui Dimitrie Cantemir, cu care acesta s-ar fi retras în Rusia după o bătălie pierdută, deci după bătălia de la Stănilești, pe Prut, din 1711. Mai mult, povestea spune că strămoșul lui Putin ar fi fost chiar decorat de Tsarul Petru cel Mare pentru loialitate. Mai departe, spune istoricul de presă tabloidă, potrivit tradiției rusești din familia Putină, aici un semn al întrebării, toți primii născuți au fost numiți Vladimir și astfel, unul dintre aceștia, Vladimir Vladimirovici Putină, bunicul lui Putin, ar fi fost bucătarul personal al lui Stalin. Prima știre din această categorie se pare că aparține, cum altfel, RTV-ului, unui anume Iulian Tudor, care a publicat-o pe 12 iulie 2015, de atunci fiind copiată din timp în timp cu mici modificări. Știrea este însă falsă, conținând mai multe invenții și neadevăruri. Există, desigur, o circumstanță, discreția liderului rus cu privire la familie și viața sa privată. În plus, în știrea prezentată sunt amestecate și câteva date adevărate. Familia lui Putin se trage din regiunea Tver, din zona centrală a Rusiei, numele familiei fiind menționat abia după jumătatea secolului al XIX-lea. Mai precis, cercetarea realizată de jurnaliștii ruși de la Caravan a scos la iveală că primul strămoș cunoscut al președintelui ar fi provenit din zona Kalininski, din regiunea Tver. Primul strămoș cunoscut al președintelui s-a numit Spiridon Putin, nu Vladimir, care a plecat la vârsta de 15 ani din regiunea natală Tver la Sankt Petersburg. Jurnaliștii ruși spun că bunicul lui Vladimir Putin era cunoscut ca bărbat serios, rezervat, de o cinste ireproșabilă. Înainte de Revoluția din 1917, Spiridon Putin a lucrat în restaurantele din Sankt Petersburg, devenind un bucătar apreciat. Întâmplarea, dar și aprecierea de care se bucura, l-au adus în situația de a găti pentru primul conducător al statului sovietic, pentru Lenin însuși. După moartea lui Vladimir Ilici, Spiridon Putin a fost solicitat să lucreze pentru Stalin. Aici povestea spusă de presa română atinge un adevăr. Bunicul lui Putin chiar a gătit pentru Stalin. Cu felul său liniștit și sobru, bunicul lui Putin a reușit să supraviețuiască perioadei grele, războiului, dar mai ales dificilului conducător al Uniunii Sovietice. Vladimir Putin povestește despre bunicul său că era un bărbat liniștit, introvertit, căruia îi plăcea să tacă mai tot timpul. După ce s-a pensionat, Spiridon Putin a ales să locuiască și să gătească într-o tabără de vacanță a Partidului Comunist. O altă cercetare a jurnaliștilor ruși se referă la originea numelui președintelui Putin. Numele Putin nu este menționat printre numele vechi rusești. Aceasta înseamnă, în opinia jurnaliștilor, că este un nume creat, modificat dintr-un altul original. În Rusia era obiceiul ca fiii nelegitimi ai familiilor nobile să primească numele tăiate, adică din numele de familie original se scotea o silabă. De exemplu, scriu jurnaliștii, scriitorul rus Pnin a fost fiul nelegitim al mareșalului Repnin. Sau un fiu al prințului Trubețkoi a primit numele de familie Bețkoi, Gribov în loc de cel al nobilei familii Griboiedov. Cronicile nobilimii din regiunea Tver menționează numele Putianin, o familie de care au aparținut mulți prinți ruși. Ori e posibil ca numele lui Putin să provină din Putianin ca urmare a unei legături din care ar fi apărut strămoșul actualului președinte ca fiul ilegitim al nobilei case. Faptul că numele apare în regiune abia în a doua parte a secolului XIX este un argument serios în acest sens. De menționat că din familia Putianin au provenit și lideri militari remarcabili ai Rusiei, precum și artiști, politicieni sau preoți. De fapt, Putianin este una dintre cele mai vechi familii din istoria Rusiei, scriu jurnaliștii de la Pravda.
Dacă președintele Putin este un descendent al clanului Putianin, aceasta înseamnă că Vladimir Putin are o relație cu toate familiile regale din Europa. Scriu jurnaliștii ruși Ghenadi Klimov și Maria Orlova. Pe de o parte, jurnaliștii au remarcat o mare asemănare fizică. Pe de altă parte, a fost recent descoperit un fapt surprinzător. Vladimir Putin arată ca prințul Mihail de Tver, Mihail Iaroslavici Tverskoi. Mulți ruși au remarcat asemănarea lui Vladimir Putin cu prințul de Tver, mare prinț de Vladimir, care a trăit între 1282 și 1318, fiind canonizat. Dar, desigur, nu este decât una dintre legendele care contribuie la imensa popularitate de care se bucură Vladimir Putin în Rusia. O ultimă precizare. Este corect faptul că pe Dimitrie Cantemir l-au urmat în Rusia oșteni moldoveni, răzești, ba chiar și creștini de alte neamuri, mai ales greci. A trăit până la moarte, 1723, în Rusia, bucurându-se de totala prietenia țarului Petru, cel care a refuzat să-l predea turcilor în ciuda stăruințelor lor insistente. Cantemir a primit din partea țarului moșii mari în Harkov, Kursk, Seva, Moscova, pe aceste domenii întinse, găzduindu-i pe moldovenii care îl urmaseră. În privința legăturii cu vreun Putină din care să se tragă actualul șef al Rusiei, din păcate, nu există nici măcar un indiciu și nici măcar domeniile Cantemir nu se află în apropierea regiunii Tver de unde se trage familia lui Vladimir Vladimirovici Putin. În 1939, Winston Churchill a făcut o remarcă rămasă celebră. Rusia este o ghicitoare înfășurată într-un mister în interiorul unei enigme. Prin extrapolare, această remarcă o putem atribui și lui Vladimir Putin. Voi prezenta în continuare lucruri pe care trebuie să le știi despre liderul de la Kremlin. Mama lui Vladimir Putin a supraviețuit asediului Leningradului. Din 1941 și până în 1944, trupele germane și finlandeze au tăiat sistematic toate livrările Rusiei către Leningrad cu scopul de a ucide prin înfumetare locuitorii metropolei. Episodul este considerat a fi una dintre crimele de război cele mai înspăimântătoare comise de Wehrmacht pe teritoriul rusesc. Mama lui Putin, Maria Ivanovna, a supraviețuit asediului. 1 milion de oameni au murit, printre care și un frate mai mare, alângă nenăscutului Vladimir Putin. A fost crescut fără a avea parte de emoții puternice. Într-un documentar întocmit de către postul german de televiziune ARD, intitulat Ich Putin, liderul rus a declarat jurnalistului Kuber Seipelt: nu pot pretinde că am fost o familie foarte emoțională, că vorbeam unul cu celălalt foarte mult. Toată lumea s-a închis într-un fel de sine. Pe de altă parte, ne-am înțeles destul de bine. Părinții mei au rămas împreună toți acești ani până la sfârșitul vieții lor. Cu toate acestea, nu am avut cunoștință despre nimic emoțional, fapte eroice, dificultăți sau tragedii. Ei nu au vrut să vorbească despre asta. Tatălui Putin a fost un proletar adevărat. Prietenul din copilăria lui Putin, Serghei Rodulghin, a spus că tatălui Putin și-a iubit fiul, dar întotdeauna a găsit o vină în el. I-a fost teamă să nu pară prea indulgent, a declarat Rodulghin Seipelt. A început judo pentru a-și păstra locul printre ceilalți. Adolescentul Vladimir Putin a realizat că ceilalți adolescenți de sex masculin au început să crească mai repede în timpul pubertății. De aceea, susține Putin, a început să învețe judo. A vrut să se afirme. Doar cu puțin timp înainte de căsătorie, i-a mărturisit fostei sale soții că a lucrat pentru KGB. Dacă cineva trebuie să vorbească despre faptul că a lucrat pentru KGB, el nu își are locul acolo, a declarat Putin jurnalistului Seipelt. Putin consideră că Occidentul se teme de Rusia. Începutul documentarului Ich Putin dispune de un dialog care poate părea bizar în lumina evenimentelor din ultimele luni. De unde provine această atitudine negativă îndreptată către dumneavoastră din partea Occidentului? De la anxietate. Anxietate cauzată de dumneavoastră? Cauzată de Rusia. Cu mărimea noastră, armele atomice, iar posibilitățile noastre în domenii diferite. Dar aceasta este o gândire învechită. Putin este vorbitor fluent de limbă germană. El a dovedit acest lucru, de exemplu, în timpul unui discurs în 2001, înaintea Bundestagului. El a petrecut aproape 5 ani ca agent KGB la Dresda. Când guvernul RDG a început să se năre în 1990, Putin a fost trimis înapoi la Moscova. Putin crede sfârșitul Uniunii Sovietice ca fiind cea mai mare catastrofă geopolitică a secolului al XX-lea, dar nu este nostalgic după perioada sovietică. Este adevărat că Putin are o afinitate pentru simbolurile puterii din Uniunea Sovietică.
El a reintrodus imnul sovietic cu noi versuri, de exemplu. Aproape nimic nu a mai rămas însă din realizările de politică socială din epoca sovietică. Ca exemplu, putem lua starea mizerabilă a sistemului de sănătate din Rusia, precum și siguranța financiară. La sfârșitul anului 2011, 16% dintre ruși trăiau sub pragul sărăciei deja mizerabile de 192 de dolari pe lună. Pe de altă parte, bogații ruși o duc relativ bine, i-au plătit doar 13% impozit pe venit de la începutul secolului 21. Lui Putin îi place să se afișeze ca un jucător de hockey pe gheață. În ciuda antrenamentelor intense pe un patinoar din afara orașului, Putin nu joacă hockey prea bine. Însă hockeyul pe gheață este un sport național în Rusia și funcționează la fel de bine ca și fotbalul în Germania pentru a câștiga puncte de simpatie. În ciuda tuturor problemelor interne, Putin are reputația de a fi pus Rusia din nou pe picioare. Acest lucru are de-a face cu faptul că Rusia a suferit o criză severă în timpul anilor 90, care a zguduit nu numai economia, dar și birocrația, viața culturală, coeziunea socială și conceptul de stat. Când Putin a preluat puterea în anul 2000, el a reformat țara și a reconstruit-o după principii autocratice. Rusia a strâns o mulțime de venituri în următorii ani, mai ales din exportul de resurse naturale. Cu toate acestea, este adevărat că creșterea economică a încetinit în mod distinct înaintea crizei din Crimea. Ceea ce Rusia are nevoie sunt investițiile, dar în prezent, acestea nu sunt previzibile ca urmare a sancțiunilor. Chiar și în țara sa își păstrează un anturaj ca P. Didi. Cel puțin așa este ceea ce susține Platon, fotograful faimosului portret Putin. Lui Putin îi place formația Beatles. Platon a mai spus că favoritul lui Putin din trupa Beatles este Paul, iar cântecul lui preferat este probabil cel mai melancolic al Fab Four, Yesterday. Putin a fost șeful Partidului Rusia Unită timp de 4 ani fără a fi membru. Formal vorbind, el a fost rugat să fie președinte, ceea ce arată marea sa influență în țară. El nu se vede ca un diplomat. Întrebat de către reporterul Ard, el a răspuns categoric nu. Dimpotrivă, el și-a umilit adversarii în public de câteva ori. De exemplu, l-a amenințat odată în direct la televiziune pe magnatul petrolului Mihail Hodorkovski cu o anchetă fiscală din partea Kremlinului. Hodorkovski a fost arestat la scurt timp după aceea. Un alt fel de episod a fost apariția sa la o fabrică de elice de nave care era aproape în stare de faliment. În cadrul unei întâlniri, Putin a spus conducerii fabricii: când am zis că vin aici, au sărit în aer ca gândacii de bucătărie. Cu ambiția lor, incompetența și lăcomia lor pură, i-au luat ostatici pe acești oameni. Acționarii au trebuit apoi să semneze în public un contract care garanta că fabrica va rămâne deschisă. În 2019 s-au împlinit 20 de ani de domnia lui Vladimir Putin în Rusia. Corespondentul Radio Svoboda în Statele Unite, Yuri Zhigalkin, a stat de vorbă cu publicistul american David Setar, autorul cărții Cu cât știi mai puține, cu atât dormi mai bine, Drumul către teroare și dictatura în perioada lui Yeltsin și Putin. Vestea venirii lui Vladimir Putin la Kremlin acum 20 de ani a fost primită cu o uimire quasi generală în Statele Unite ale Americii. An de zile presa s-a tot întrebat: cine este el, Mr. Putin, de unde a venit, ce se poate aștepta de la el? Aniversarea a 20 de ani de când se află Putin la putere practic nu a fost observată de presa americană. Nu mai există iluzii cu privire la un parteneriat cu Rusia lui Putin. A rămas o singură întrebare: cum poate fi ținut Vladimir Putin în parametrii rezonabilului? Prieteni, atât pentru azi, sunt Cristian Alexandrescu, pe curând!